Tinerii antreprenori din Rezina au deprins practici în domeniul managementul timpului. Trainingul a fost realizat de membrii Camerei Internaționale a Tinerilor Lideri și Antreprenori din Rezina. La eveniment a fost invitat cunoscutul trainer și expert în domeniu, Ilie Dercaci. El a explicat participanților cum își pot utiliza timpul eficient, atât pentru îmbunătățirea vieții personale, cât și pentru eficientizarea la locul de muncă. Scopul este foarte clar, de a lua o doză mare de motivație, de a schimba ceva în viață, de a vedea foarte clar cum trebuie să acționăm mai departe, pentru că des sunt sute de instrumente în managementul timpului, dar până la urmă trebuie să-l găsești cel care e pentru tine, să vezi că el funcționează eficiența la maxim. Parcursul la 6 ani de experiență am văzut mii de oameni prin care am fost la training-urile mele și de fiecare dată oamenii au ieșit cu o doză de motivație și inspirație la sfârșit și am zis că eu exact știu ce trebuie să fac ca de mâine să fiu mai bun. Pentru că asta e scopul final. Cei care ies aici să înțeleagă că ei pot și vor să schimbi ceva ca să devii tot mai bun și mai bun. Mesajul important în acest training, dacă vorbim de managementul timpului, este să înțeleagă lumea că trebuie să-și controleze pe el și efortul lui în timp și nu de a încerca de a gestiona timpul. Timpul este o constantă și ea va trece indiferent cât de tare noi vrem sau nu și indiferent cât de bogați suntem sau cât de săraci. Dar cum îl utilizăm și ce rezultate scoatem din fiecare secundă, asta depinde doar de noi. Ilie Dercaci a venit în fața participanților și cu unele recomandări. Prima ce aș putea eu să recomand, ca să nu mai existe cuvântul încerc în vocabular, trebuie exclus total, pentru că dacă o să fiți atenți, cuvântul încerc vine de la încerc. Ceea ce ar însemna că de fiecare dată când îl utilizezi și ai ideea asta, tu te învârtești încerc. Dar învârtindu-l încerc, există o mică problemă, că tu te învârtești încerc, dar timpul merge. Și atunci nu mai este cazul de a mai face cercuri, dar pur și simplu să mergi. Dacă vrei numai să te învârtești încerc, atunci mai bine fă altceva. Scoateți cuvântul ăsta din vocabular, eliminați-l cu totul și doar fă, acționează și atunci vei avea și un rezultat. Organizatorii trainingului susțin că astfel de seminare sunt foarte utile pentru tineri antreprenori, pentru începători, dar și pentru doritorii de a-și schimba viața spre bine. Scopul CSI de a contribui la schimbările pozitive în mediul care trăim prin educarea unor oameni, da, de valoare. Impactul acestui training este unul vizibil, pentru că trainingul se numește managementul timpului, dar omul care nu își poate gestiona timpul, practic pierde tot. Vreau să mulțumesc la toți prezenți că au venit să participe și să însușească informația. Scopul organizației JCI este de a contribui la progresul economic al societății, oferind tinerilor oportunitatea de a-și dezvolta aptitudinele de lider, spiritul de inițiativă și colaborare, responsabilitatea socială în domeniul afacerilor și dezvoltarea socială a comunităților.